Salutare, prieteni! Eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Zilonca pe FS22. Ce facem noi astăzi? Dacă ați văzut voi episodul trecut, ați văzut că l-am pus pe Gheorghiță să facă baloți aici de 1,50 în diametru și am reușit cu hiu, cu vai, din anumite sătări pe care noi le-am făcut eu extraordinar, de aceea spun cu hiu, cu vai, am reușit să facem noi baloți. Bine, nu să facem noi, ci să facă Gheorghiță. Și dacă țineți voi minte, planul a fost ca acești baloți să-i și înfoliem. Asta pentru că vreau ca să facem niște rație mixtă la văcuțe. Dacă ați urmărit voi videoclipurile mele, dacă nu le-ați urmărit, mergeți și vedeți videoclipurile de pe seria de pe Calends, de pe seria de pe Ravenport și toate seriile pe care am mai jucat eu. O să vedeți că pentru a-l face rație mixtă la văcuțe aveți nevoie în principal de două lucruri esențiale, și anume nutreț și fân. Se poate adăuga și paie, asta dacă vrei ca să diluezi un pic rețeta, și niște hrană minerală, căruia eu sincer nu i-am găsit nicio diferență dacă îi pui rație, dacă îi pui hrană minerală sau nu. Da? Deci noi în primul rând avem nevoie de nutreț și de fân. Fân avem, nutreț nevoie mare. Așa că din baloții pe care i-am făcut noi, o să trebuiască să-i înfoliem. Și ca să-i înfoliem, aș vrea să-i încercăm noi pe Gheorghiță. Numai că o să-i dau această mașină. O să trebuiască să o cumpărăm și să-l punem să folosească această mașină la înfoliat. Îi schimbăm culoarea foliei. Am vrut eu un galben, pot să-i pun chiar un portocaliu. Ia să vedem. Nu vrei? E un pic decalat. Da, deci e un pic decalată culoarea. Bun, ok, asta e, nu e nicio chestie, uite, portocaliu. Și hai să o cumpărăm. Da? 54.000 de euro, știu că este scumpă, dar îmi dă o flexibilitate pe viitor. Pentru că dacă pe viitor, de exemplu, voi schimba presa de balo și voi lua una din aceea pătrată, cu asta pot să înfoliez, cu celelalte pentru baloți din aceea rotunzi, nicio șansă, da? Deci ăsta este unul din motivele pentru care am ales acest dispozitiv, această mașinuță de înfoliat. Așa că acum o să mergem noi frumușel pe teren, să-l punem acolo pe Gheorghiță să încercăm să vedem dacă știe și dacă se descurcă să înfolieze baloți. Primul lucru pe care vreau eu să-l fac este să îi scot de aici cursul pe care îl are în momentul de față încărcat. Și mergem acum, putem să mergem pe teren. Eu o să trebuiască să continui acolo, fie cu aratul, fie cu strânsul de pietre, sau poate chiar de amândouă, să vedem cum avem timp, cât durează aici la Gheorghiță, la înfoliat, și oricum tot pe el o să-l punem să îi și adune. Ok, suntem pe teren, desfacem noi frumușel utilajul și aș vrea să-i dăm noi să vedem, să descurcă sau nu se descurcă. El a încărcat Collecting and Wrapping Bales. Bales left nu are nicio treabă. Ia să vedem. Poziție țintă, field position. Field position, hai să setăm pe asta. Poziție țintă, uite, de aici îi dăm. Și hai să-i dăm să înceapă munca, să vedem ce faci. Ci că 44 de baloți au rămas pe teren. Așa o fi, eu îl cred pe cuvânt. Ia să merge, merge. Văd că a început să înfolieze. Super tare. Atunci, ce o să facem? O să lăsăm pe el aici să înfolieze până când se plictisește și o să continui treaba cu aratul. E bine. E bine dacă el a găsit 44 de baloți. O să lăsăm să vedem dacă într-adevăr îi înfoliază pe toți sau nu. Are o mică problemă, ați văzut acolo, dar cred că nu e neapărat din vina lui. Cred că este baloții combinație cu această mașinuță de înfoliat. Cred că asta este problema, de aceea cam lovește așa un pic. Da, nu e problemă. Pe el o să lăsăm aici să înfolieze. Lăsăm în pace. Hai să vedem noi la animalele noastre. Mă interesează dacă mai avem ceva de făcut. La găini avem mâncare foarte, foarte multă. Nu e problemă. La văcuțe mai avem mâncare. Lapte. 20.000 de litri. E ok. Este ok. La purcei văd că mai avem mâncare, un pic cam puține cereale, o să trebuiască să le mai dăm noi niște cereale să mănânce. Și la căluți văd că nu-i nicio chestie. Deja aici, dacă așa merge treaba, dacă am foliat 3 baloți și deja nu mai știe, e problemă mare, ce să zic.
Nu, nu asta vreau. Hai să mai dăm o dată. Build position aici și poziție țintă aici. Și a descoperit că mai avem 41 de baloți. Deși văd că recunoaște baloții, are probleme la a-și găsi, uite, să găsească zona, cum să zic, calea către ei. Asta nu prea îmi place mie, de ce să mint, chiar nu-mi place deloc, aș fi vrut pur și simplu, uite cum a fost aici, să-i detectez așa cu fiecare în parte, să ducă liniștit la ei. Da. Nu știu cum îi ia el. Îl lăsăm în pace. Îl lăsăm în pace, vedem ce face. Ok, eu v-am zis, în primul și în primul rând, avem de strâns niște pietre după terenul ăsta. Aș vrea aici să încercăm să strângem, să vedem exact, să-l avem un pic. După observație și pe Gheorghiță, că dacă, de exemplu, se oprește, ceea ce s-a și întâmplat, nu prea cred că facem noi treabă, din câte observ eu așa după mine, nu prea e ok. Nu înțeleg cum să-l seteze astfel încât să păstreze o direcție, să înțelegeți, să nu se mai oprească. Asta nu înțeleg, pentru că nici nu ai prea multe opțiuni la dispoziție să faci lucrul ăsta. Deși el îi detectează, la un moment dat se oprește că nu mai știe pe unde să ducă. Asta, după fiecare balot în parte, se oprește. Asta e o problemă foarte, foarte mare. Only not wrapped, ok. Ia să vedem, fieldwork nu. Încă de teren, bell and collect, only not wrapped. Field position. Hai să-i dăm noi aici, ăsta este terenul, da? El știe, l-a văzut, am observat. Poziție țintă, să-i dăm de aici așa. Hai să-i dăm, să înceapă munca, să-l vedem ce face. Lasă-l pe ăla, ăla trebuia să-l lași acolo. Trebuia să-l mai întorci. Ce părere aveți voi de chestia asta? Probabil că cu baloți pătrați, să zicem, să meargă mai bine. Pentru că dacă merge mai bine cu baloți pătrați, la un moment dat, vom schimba presa de baloți și luăm una din aceea pătrat. Care face baloți pătrați, de fapt. Deci, în mod normal, poziția țintă este poziția de start. Asta am observat. Poziția de teren i-am dat pe terenul ăsta, l-a detectat. Dar cu toate astea, câteodată se oprește. Ia, hai să-l vedem acum. Deci pe unul l-a făcut. Mai dă ei, mai lovești. Hai să lăsăm să vedem. Dacă nu, o să facem altceva. O să-l pun pe el, de exemplu, la arat. Și mă duc eu să strâng baloți, nu, de alta, dar pierdem timpul degeaba și asta nu-mi permit, în primul și în primul rând, să pierd timp degeaba, chiar nu-mi permit, da? Că mai supraveghem noi că un alta, asta nu-i problemă, dar v-am zis, dacă pur și simplu stăm să ne împărtim după Gheorghiță, nu e bine. Știu că l-a adunat de baloți, asta i-am mai dat, ați văzut voi, într-unul din episoadele trecute, că a adunat baloți, mai tot la fel, mai cu chiu cu vai, dar i-a adunat pe toți. Cum v-am zis, mi se pare ciudat faptul că detectează câți baloți sunt pe teren, dar nu prea știe cum să-i înfolieze, la care să ducă după ei. Hai să lăsăm, i-am dat în mijlocul terenului, ca găina în mijlocul grămezii. Vedem, poate așa avem mai mult noroc. Văd că până acum a mers. Bine, că și până acum a făcut vreo 3, după aceea s-a oprit. Ăsta ar fi al treilea, dacă... Văd că merge. Bun, atunci ce să mai? Dăm repede bătaie, facem un mic timelapse. Eu o să adun aici pietre și v-am zis, ne rămâne să mai arăm și terenul ăla de jos de acolo. Sper să am timp,
În mod normal nu ar trebui să fie problemă, că oricum el ar trebui să fie ocupat acolo, care are foarte, foarte mulți balos de înfoliat. Eu n-ar trebui să întârzi foarte, foarte mult la aduna de pietre, după aceea intrăm și pe terenul ăla, îl arăm și pe ăla, strângem și acolo pietre și suntem capitani, am rezolvat foarte, foarte multă treabă. După aceea știți voi că dacă după ce pregătim terenurile astea, după ce le arăm și scăpăm de pietre pe ele, noi, eu mai arunc o privire la Gheorghiță, după aceea o să intrăm pe fertilizat, o să fertilizez eu terenul și o să-l pun pe Gheorghiță să semene, de exemplu, de fapt nu că de exemplu, eu o să-i dăm să semene sigur ridichi, ca să mai fertilizăm bio chiar terenurile noastre. Da, hai să ne punem la treabă că deja stăm prea mult la taclale și pierdem timp de muncă. Hai la treabă. Nu uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Sau dacă sunteți curioși să vedeți cum va arăta ferma asta până la sfârșit, dați acolo pe abonare, apăsați pe clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când apare un nou videoclip. Că e de pe harta Zilonga, că este de pe Calllands, că este de pe Ravenport sau viitoarele hărți, pentru că vom avea și viitoare hărți. Dați acolo pe clopoțel ca să fiți notificați. Eu mă pun la treabă cu un ochi la ce fac eu, cu un ochi la Gheorghiță. Teoretic ar trebui să reușim amândoi să facem treabă. Teoretic. Practic, vom vedea. Hai să vedem dacă într-adevăr reușim sau nu. Da, ok, văd că nu găsește cum ar trebui baloții, s-a oprit iarăși, deci la folia de baloți nu prea face ce trebuie. Atunci o să facem un fel, o să facem altceva. O să scot eu la capăt acest tractor, practic. Ne oprim un pic cu pietrele, o să-i dau, să-i dau plugul și eu o să trec la folia de baloți. O să înfoliez eu baloții, nu e nicio problemă, pe mine nu mă deranjează, o să-i dau lui ca să are terenul respectiv, ca după aceea să avem ce să facem. Poate o să-i mai dau eu lui la sfârșit să îi adune, măcar atâta lucru să facă și el. Da, nu pot să fiu supărat pe Gheorghiță că nu vrea să înfolieze baloții absolut deloc, până la urmă e bine că știe și să-i facă, dacă îi mai și adună, mai încă un bonus. Vedeți, îl putem folosi la cu totul și cu totul alte lucruri. Nu e absolut nicio problemă că nu înfoliază Gheorghiță niște baloți. N-am. Până la urma urmei, eu de ce sunt pe aici? Nu să mai muncesc eu un pic? Așa că hai să facem felul următor. Hai să strângem acest utilaj, că azi o să-l pun pe el. O să-i dau fiatul lui, o să iau eu New Holland-ul. Eu o să-l pun pe el, îl las aici, oricum nu vine nimeni să-l ia. Eu o să iau New Holland-ul și o să trec eu la înfoliat și îl pun pe el să are terenul ăsta, că oricum e din cel de arat până la urmă urmei, cam cât terenurile celelalte vani. Oricum o să ne uităm să vedem care e mai mare, să-l punem cu sfeclă roșie, care e cel mai mic, o să-l punem cu morcovi, în funcție de productivitate, invers proporțional cu productivitatea pe legume, așa o să facem și cred eu că va fi foarte, foarte bine la fertilizatul bio, acolo o să fie o mică bătaie de cap, pentru că sunt cam măricele terenurile astea. Și la fel, și la recoltat o să fie o problemă. Dar mie îmi plac provocările și din cauza asta facem lucrul ăsta și încercăm să mărim un pic, da, să mărim un pic producția la legume, că până acum a fost ok, dar ne trebuie un pic mai mult. Asta ca să strângem mai mulți bani, să dezvoltăm ferma mai repede, pentru că până acum parcă am bătut așa un pic pasul pe loc de ceva timp, înțelegeți voi? Și de aceea încercăm să schimbăm un pic, să modificăm, da? Așa că, uite, o să-l pun eu aici frumos pe Gheorghiță, da? Hai să-i setăm terenul,
Îi dăm aici no cost, îi dăm cu headland. Hai să dăm cu headland, că altfel o ia pe, o ia pe arătură. Ok, l-a generat cum trebuie. Hai să-i dăm să înceapă munca. Bineînțeles, el să ducem partea de sus, n-a să înțeleg niciodată lucrul ăsta, dar lăsăm în pace, nu ne batem prea mult capul cu el. Și eu o să mă apuc să înfoliez eu valoți, pentru că el nu prea. Da. Deci, asta avem, nu sunt foarte mult valoți. Am foliat el ceva, dar nu cine știe ce. Și suntem la ultimul balot. Avem aici un balot rămas pe care azi n-a vrut să-l ia mașina sa noastră. Asta pentru că eu când am setat presa de balot pe 1.50 mai avea încă un balot înăuntru. Da? Din cauza asta avem un balot de 1.80 are ăsta. Și vom face în felul următor. L-am tăiat. Da, l-am tăiat, nu mă deranjează că avem aici dita mai mormanul de... de iarbă, pentru că la un moment dat o să cosim din nou și urmanul ăla de iarbă o să-l transformăm fie în fân, fie pur și simplu îl băgăm într-un alt balot. Da. Ok, bun. Partea cu foliatul am rezolvat-o. Am înfoliat, acum trebuie să așteptăm să și fermenteze. N-avem încotro, asta este. Ia să vedem Gheorghița al meu ce face. Gheorghița al meu văd că este la arat momentan, dar mai are o grămadă. Așa că Ok, bine. Mă speria să încă nu-l mai vedeam. Zic, cum s-a dus Gheorghița lui? Hai să ducem mașința de înfoliat, o să o ducem la noi la fermă. O să trebuiască bani, o să trebuiască la un moment dat să mai aranjăm aici. Eu o să mă duc, n-o să strâng balosii, o să-i las acolo. O să mă duc să iau din nou, în continui practic activitatea de adunat de pietre, pentru că este mai important în momentul de față să arăm și să adunăm pietrele de acolo ca să putem să semănăm din nou. Repet, probabil că pe unii v-am făcut capul calendar de câte ori am spus lucrul ăsta, dar primul și în primul rând este important să semănăm noi ridichile ca să putem să crească cât mai repede posibil și să le și întoarcem încă o dată. Dar până acolo, v-am zis, mai avem și de fertilizat. Și avem de fertilizat. Până când nu adunăm pietrele, pot să fertilizez, dar nu pot să semn. Da? Pentru că dacă am semănat, după aceea nu mai pot să adun pietrele. Deci primul lucru pe care l-avem de făcut este să adunăm pietrele, cel mai important lucru. Fertilizatul putem să fertilizăm și înainte să adunăm pietre și după, nu e problemă. Asta în ideea în care, de exemplu, uite cum e la Gheorghița acolo, el mai are de arat, mai are ceva timp de arat. Eu pot totuși să mă apuc acum să adun pietrele și pe terenul ăsta și pot să mă apuc de fertilizat, de exemplu, astea două terenuri până când termine el acolo de arat. Înțelegeți? De aceea spun că mult mai important în momentul de față să adunăm pietre înainte de orice și după aceea, că de fertilizat, de exemplu, putem să fertilizăm și după ce semănăm. Nu mă deranjează foarte, foarte tare, pentru că, într-adevăr, pierd o mână de fertilizator, să zic, da, mai avem și niște bălegari mai, sau putem să mai cumpărăm chiar niște bălegari și mai dăm o mână de bălegari, nu numai de îngrășământ de la lichid. Acolo putem să mai jonglăm. Ideea în sine că dacă nu adun pietrele de pe teren, nu pot să semăn. După ce am semănat, nu mai pot aduna pietrele. Deci asta este regulă de bază, da?
Ok, deci de înfoliat am înfoliat. Ia uitați ce galbeni sunt acolo, deci că sunt niște dovleci pe terenul ăla. Îi lăsăm să fermenteze, o să-i strângem într-unul din episoadele viitoare. Putem să strângem chiar și înainte să mai trebuiască încă o dată să o cosim. Deci nu e, acolo nu este grabă. Era important să-i înfoliem ca să fie înfoliat, ca să poată să înceapă să fermenteze. Dar după acest punct nu mai e chiar atât de important să-i și adunăm neapărat astăzi. Da, deci putem să-i lăsăm acolo fără probleme. Dar v-am zis, astăzi hai să adunăm pietre cât putem de mult. Măcar pe astea două terenuri, dacă pe ăla l-am adunat, mai avem pe ăsta de terminat. Dacă mai împrăștiem și o mână de fertilizator, lucrurile sunt ok. Cu toate că cred că ar fi mai bine să așteptăm să strângem și pietrele de pe celălalt, pentru că întrebuiesc amândouă tractoarele la fertilizat. Ați văzut că unul folosesc eu aici, unul trebuie să mă duc, trebuie să-l am la îndemână ca să pot să car fertilizator. Pentru că nu am destul fertilizator la mine în fermă, trebuie să mai și cumpăr. Trebuie să mă duc, ați văzut, acolo lângă fabrica de conserve, acolo la comerciantul de animale, de acolo trebuie să aduc. Bun. Ne punem pe adunat, descărcăm, că oricum suntem la 76% și mai vorbim după aceea. Hai la adunat, hai să adunăm, că avem multe pietre de adunat. Ok, ce am terminat cu pietrele. Mai are Gheorghiță deocamdată încă n-a terminat. Mai facem ceva până când terminăm episodul, mai avem ceva de făcut. Îl așteptăm și pe Gheorghiță să termine de arat. Nu o să mai putem să mai facem nimic, pentru că este târziu, este ora 4 deja. După cum se poate vedea, lumina începe acum. Încă n-a pus soarele, dar e un pic cam înnorat. Hai înainte de toate să descărcăm aici pietrele acestea multe pe care le avem noi și o să ne mai uităm de ceva. Trebuie să mai facem ceva până la sfârșitul episodului, ceva de la SH. Ne uităm imediat, uite, nu-mi place cum las acolo marginile acelea, dar o să le rezolvăm noi, nu-i problemă, vom lua fie celălalt plug, fie chiar acesta pe care l-are el și rezolvăm. Hai să oprim aici momentan tractorul și hai să intrăm un pic la SH, pentru că, uite, la SH avem un felul următor.
Avem această cisternă care este 24.279 de euro, dar acceptă lapte, apă, fertilizator, nu este cazul și nici erbicid. Dar laptele ăsta pe mine mă interesează. 32.000 de litri, ar fi foarte, foarte bine să o cumpărăm pe aceasta și asta vom face, decât că hai să-i schimbăm culoarea. Nu vreau să fie vreau să fie alb. Bun. Culoare la jantă, le facem negre. Ce părere aveți? Merge? Eu zic că merge. Hai să o cumpărăm. Deși nu stăm extraordinar cu banii, dar ne trebuie. Și asta era bună, dar e cam scumpă totuși pentru ce, pentru bugetul nostru, în niciun caz nu ne permitem așa ceva. Și mai avem aici o remurcă de împrăștia fertilizator. De fapt, bălegar, mai exact, pe 18 metri are lățimea de lucru. 30 de metri cub, 220 de cai putere. Și asta ar fi bunicică. Cât avem? 57% reducere. 44.000. Eu zic să o cumpărăm și pe aceasta, pentru că la un moment dat o să ne ajute. Ia hai să vedem cât bălegar avem noi în momentul de față. Deci 30.000 ar fi remorca. Ia să vedem. Odată avem 53.000. Bun. Și ia să vedem și a doua. Cât avem? Aici avem foarte, foarte puțin. Dar știți ceva? Haideți să o cumpărăm și pe asta, pentru că ne va ajuta foarte mult pe viitor. Da? Hai să cumpărăm. Am rămas cam fără bani. Ia uite, mai avem decât 44.000 de euro. Eu v-am zis, singurul lucru pe care îl mai avem acum de făcut este să îl așteptăm pe Gheorghiță să termine și el de arat. Lucrurile sunt ok. Trebuie să ne uităm noi de un cap tractor, da, pentru remorca noastră și cred că o să optez eu pentru acest Fiat. E mai vechiuț, într-adevăr, 23.000 de euro. E vechi, chiar este vechi, dar hai să vedem. Deci mai avem decât să așteptăm la Gheorghiță să fie și el să termine de arat. Și practic în episodul următor o să intrăm pe fertilizat, să fertilizăm aceste terenuri minunate care le avem noi aici. Și trebuie să fertilizăm terenurile, trebuie să strângem pietrele și trebuie să semănăm ridichii, am zis că punem pe aceste terenuri. Da? Decât aici mai are încă un drum de dus Gheorghiță, trebuie să repar eu ce nu a făcut el ca lumea. Oricum lucrurile au început să miște, într-adevăr am cheltuit cam mulți bani. Nu știu dacă în momentul de față, ia să vedem, dacă mai ne dă banca împrumut, nu ne mai dă pentru că deja avem un împrumut destul de mare, dar am cam cheltuit bani. Asta e o problemă, dar astea sunt lucruri care oricum ne trebuiau, cel puțin remorca de împrăștiat bălegar, hai să zicem, la aia mai cum mai, dar la remorca de lapte, ia uitați ce avem aici, avem deja 20.000 de litri de lapte, care noi oricum o să trebuiască să îi vindem și mai luăm de acolo, mai luăm niște bani. Ia să vedem ce preț are acum laptele de vânzare. 1300-1400 de euro. E chiar foarte bun. 1400 de euro. E 1400 de euro la 20.000 de litri înseamnă 28.000 de euro, ceva de genul, nu? Cam 28.000 de euro. Ne scoatem practic banii pe cisternă, da? Singurul lucru care ne mai trebuie nou este un șasiu sau un cap tractor pentru ea. Acum mai repede aș vrea eu un cap tractor, camion mai exact, și să cumpărăm după aceea o remorcă din aceasta, mai măricică așa, avem mai multe variante, ca să putem să cărăm mai multe legume când mergem noi la fabricile noastre, la fabricile închiriate sau la fabricile noastre, să putem să cărăm mai mult. Da? Ar fi asta odată 84.000 de euro, 58 de metri cubi, așa ceva la 80.000 de euro. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Asta nu ne băgăm momentan la ea că e problemă mare cu frânele la ea. Mai avem asta 46.000 de euro. Dacă îi punem noi cu extensie, uite, așa ceva și e doar 40.000 de euro. Nu este foarte, foarte scumpă. Da? Deci avem mai multe variante. Cred că pentru asta o să mergem. Pentru început, cred că pe aceea vom merge. Astea alte sunt și astea mari, dar sunt și mai voluminoase. Da?
Ok, aici, Gheorghiță al meu, teoretic a terminat. Eu o să-i fac în felul următor, o să-l operez de aici, o să iau eu tractorul, pentru că, uite, mi-a lăsat pe aici câteva lucruri nerezolvate cum trebuie, nearate. Și rezolvăm noi și chestiile astea și după aceea terminăm, putem să ne băgăm la odihnă. Bani, în mod normal am putea să și semănăm de luna asta, dar deja nu prea mai avem lumină. Și mai repede aș prefera să împărțim un pic sarcinile, să începem în luna octombrie, să împărțim un pic sarcinile. Eu, de exemplu, să fertilizez, Gheorghiță să semene. Ar fi mult, mult mai bine. Da? Ok, hai că terminăm aici, după aceea mergem și în partea cealaltă, arăm și acolo marginile pe care nu le-a făcut Gheorghiță cum trebuie. Oricum, s-a făcut, chiar s-a făcut treabă și, și episodul ăsta. Oho, hai să nu sărim calul cu tractorul ăsta, că totuși clubul ăsta e un pic mai mare decât ar trebui să fie pentru el. Și l-am cam forjat și cam scârțit din încheieturi tractorul meu. Așa. Și mai avem, uite, bucățica aia mică și după aceea putem să mergem și în capătul celălalt să rezolvăm exact acel lucru. Uite, deja autul merge mult pe roțile din spate, alea din față nici nu mai ating pământul, da? Ok, hai să ieșim la drum și să mergem mai, să mergem și în capătul celălalt și rezolvăm și acolo, că și acolo avem, sunt câteva lucruri pe care le-a ratat Gheorghiță. În rest, suntem bine, chiar suntem bine cu treaba, am reușit să semănăm ors, nu e problemă. Că, de exemplu, n-am intrat cu sapa de plivit sau când am împrăștiat fertilizator, putem să facem treaba asta și luna următoare și cu sapa de plivit, nu-i absolut nicio problemă. Dar, v-ați, o să împărțim sarcine și o să le aducem ușor, ușor la liman, ieșim cu toate treburile la liman, da? E îmbucurător faptul că, v-ați, să încep și văcuțele noastre să producă lapte și chiar din ce în ce mai bine. E chiar îmi convine. Că practic de aceea le-am și cumpărat. Nu le-am cumpărat să le țin degeaba, să le țin de design, le-am cumpărat să-mi producă lapte, ca să pot să mai fac un ban. Și dacă începem să facem și rație mixtă cu ele, e, atunci chiar o să ne dea și mai mult lapte și o să fie mult, mult mai bine după aceea. Dar o să trebuiască să cumpărăm o remorcă și mai avem câteva lucruri de făcut până când vom face noi rație mixtă, dar oricum, în momentul de față nu avem nici măcar nutreți, da? Până când fermentează paloții noștri, va mai dura ceva timp. Ok? Și mai avem, uite, această mică bucățică și ea, și pe ea de arat și ăla-i. Nu știu, acum v-am zis, cu remorca aia de împrăștiat bălegara acolo s-ar putea să mă fi hazardat eu un pic. Poate nu trebuia să o cumpăr acum, dar acum oricum este cumpărată. N-am ce să-i mai fac. Ne vom folosi de ea. Ok, asta e. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, lăsați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Eu sunt Adrian, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict, la un nou episod de Zilonka, Calnets, Ravenport, unele din seriile pe care le avem deja în lucru. Dar încă o dată, o zi frumoasă vă doresc. Pa, pa!